Cum am spus, ne dorim să aducem și plus valoarea ceea ce, ce dezbate în emisiune noastră, să nu fie niște emisiuni pe care le facem, pentru că ăsta ne e serviciu. Omul vine, comentează, noi punem întrebări. Nu, trebuie, în primul rând, noi cei care facem această emisiune să înțelegem. Și credeți-mă, cu fără falsă modestie, îmi dau toată silința să înțeleg, pentru că în ceea ce privește această emisiune cu domnul Bădescu și emisiunile pe care le-am făcut domnia sa, uh, sunt niște lecții de economie care, dacă ești un pic atent, le înțelegi. Poate că primele discuții au fost complicate și ok, au fost, dar de, cu discuție și cu emisiune, și pentru mine, și pentru cei care îmi trimit mesaje, și vă mulțumesc pentru că ne încurajați să continuăm dialogul pe acest subiect, e ex extraordinar pentru că vedem că sunt oameni care sunt aplecați asupra acestei probleme. Pentru că atunci când învățăm economie și felul de a manipula. Finanțele, timpul nostru, nu doar bani. că dacă ai doar bani și n ai timp, degeaba ai. Timpul, care e resursa principală, resursa numărul 0 în ecuația a tot ceea ce e sănătatea noastră, care e și-a printre primele locuri, dacă nu chiar pe primul loc. Toate astea puse într-o ecuație, trebuie să dea cu plus la final. Iar noi să fim bine în toate, în toate punctele de vedere, să știm cum să ne gestionăm nu portofelul și cardul și banca și contul, pentru că toți avem uh, cont la banca acum, pentru că în felul ăsta putem să fim mult mai bine. Bun, domnule Bădescu, cine sunt primii? Deci banca, banca în, primăria, în primăria națională statul tipărește bani. Bam, 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 toată ziua bănuți, bănuți, bănuți. Banii nu merg la mine acasă, că nu mă sună banca, domnul Isărescu care recte, putem spune că are un nou mandat, îi dorim mult succes în nou mandat de guvernator al BNR-ului. Deci domnul am tipărește bani prin Banca Națională. Nu mă sună nici pe mine și pe dumneavoastră, domnul Bădescu, bună ziua, sunt Mugur Isărescu, am decis să vă dau un milion de lei noi, ca să-i să, nastră, să împărășteați în economie, cumpărându-vă bunuri, servicii, imobiliare, prin felul ăsta ajung bani prin taxe, impozite, TVA la stat și toată lumea e bine și intră bani în economie. Nu, din contră, banii ajung la da. cine? Uh, uh, emisiunea monetară se face pe două căi. Odată BNRU, uh, masa monetară primară și doi, băncile comerciale. Care, în momentul în care dumneavoastră vă duceți cu 100 de lei la bancă, ei dau 90 de lei pe, și îi puneți până mâine, mare atenție, ei dau 90 de lei împrumut pe 30 de ani. Bun. Dumneavoastră când vă duceți mâine și vă luați înapoi cei 100 de lei, acei bani trebuie inventați, se creează ca să vi dea dumneavoastră în cont. Și dumneavoastră aveți din nou 100 de lei, cum trebuia, dar în economie mai sunt și la 90. Ăla care a luat 90, plătește cuiva unei alte bănci, da, prin bancă, plătește ceva. Banca respectivă a primit 90 de lei, poate să dea 80 de lei de ei credit mai departe. Deci păstrează numai 10, poate să dea 80 mai departe. După aceea, următorul, 70 și așa mai departe. Deci masa monetară se multiplică practic exponențial. Și asta, atenție, România e printre cele mai conservatoare, ca să zic așa, că nu mai există bănci în lume multe care să aibă rezerve fracționare de 10-15%. După 2008, rezerve fracționare au ajuns la 1%. Adică nimic. Banca Centrală Europeană. Da, Banca Centrală Europeană. La, noi vrem euro, nu? Și Banca Americană, Fedul, impun acum rezerve de 1% după 2008. Deci vă dați seama de câte ori se poate multiplica, practic, dintr multiplicarea asta exponențială se poate ajunge ca de la un dolar sau să ajungi la 1000, la 100.000 1000, la mii 10 și așa mai departe de dolari. Deci asta este expansiunea monetară produsă de băncii comerciale e prin o sursă esențială. Unde se duce asta? Păi se duce, ce fac băncile? Dau credite. Cui? Companiilor. Căror companii? Păi creditele mai mari se dau companiilor mai mari și care ce dobânzeau? Au dobânzi mai mici, pentru că dacă li se dau sume mai mari, câștigul nominal poate să fie mai mic, pentru că tu ai dat o sumă mai mare și atunci îi pui o dobândă mai, mai mică Mai sigur. Bun. ăștia da? Și să mai dau oamenilor. Da, de la oameni pleacă imediat, pentru că creditul imobiliar e cel puțin jumate în credite, sunt imobiliare. Se duc imediat la dezvoltatorii imobiliari. Da? Deci, câșt mari câștigători sunt marile companii, sunt băncile în sine. Sala... furnizorii statului, statul, furnizorii lui, salariații lui, care eu... sunt furnizorii statului? Tot mari companii, mare atenție, tot mari companii sunt Aici vreau să statului. ajung, eu cred un lucru și... Băncile, eu... clienților, deci ultimii pe flux, ca să fie clar, noi. sunt, sal... exact, noi doi, noi doi. <laughs> salariații, Bun. salariații, pensionarii, antreprenorii mici și mijlocii și salariații lor. Și ei, având acces la o sumă mică La condiții, la dobânzi mari Și la bani în abia în ultimă instanță Ei sunt cei mai prejudici Și ajung a... să cumpere bunurile serviciile La prețurile mai mari deja odată, Și să aibă de plătit mai mult Deci trebuie să muncească mai mult pentru aceiași bani Și iată cum apare polarizarea La nivelul persoanelor juridice Polarizarea uh. la nivelul persoanelor juridice Care precede polarizarea la nivelul persoanelor fizice Statul, în momentul când are bani emiși prin imprimantă, da. prin ce o emite statul român, începe să-și permită să spună, uite, eu fac niște investiții și banii ajung, o parte din acești bani nu ajung ei oare la firmele care se duc și câștigă contracte cu statul? Ba da. Pentru că statul, dacă n-ar avea Fornizorii bani, okay, el spune că împrumută prin PNRR. Spune, oră, da. eu am luat de la PNRR un miliard de miliard Da, dar i-a luat împrumut, nu e de milioane de, 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 de euro. Am luat din. am luat împrumut nerambursabil nu știu cât. În toate, luat, din da. țările care au luat împrumuturi prin PNRR-ul ăsta, statul român a fost printre cele trei țări care s-au dus la limita maximă a plafonului, a luat cei mai mulți bani și cei mai mulți bani cam prumut. Sunt țări care în PNR-urile lor au refuzat banii împrumut, adică limita de împrumut. Au luat numai fondurile nerambursabile. Înțelegeți? Noi am luat parea cu împrumut și după aceea când noi facem niște programe și noi le facem aplicând pe banii de împrumut, nu pe alea ne... pentru că acolo sunt tot felul de condiții și cheltuitorii de bani nu vor condiții. Și atunci preferă să cheltuie partea de împrumut, deci când noi zicem n-am folosit toți banii din PNRR, să știți că i-am folosit pe ea ca prumut, nu i-am folosit pe ea nerambursabil. <gântu -i> Înțelegeți că și PNRR-ul ăla de 30 de miliarde era împărțit în două. 15 cu 15. 15 pe împrumut, 15 pe nerambursabil. Uh, suntem în momentul în care aș vrea să abordăm uh, cheia discuției noastre și ne a trimis un tabel, uh, domnule da. Bădescu. Și înainte de a ne uita, eu o să-i rog pe să rog noștri pe tabelul, da. să dea like, share, subscribe, ca să nu țină informația pentru ei. Că noi ținem aceste lucruri, dar trebuie răspândită, că dacă țin doar pentru ei, atunci nu vom reuși să facem schimbări în societate. Trebuie să împărtășească cunoașterea, cum facem și noi.